Dacă nu Ația? era Rapid, v-ați fi apropiat de altă echipă? S-a N-am vorbit nicio despre idee, Dinamo la un n-am moment dat, nicio s-a idee, vorbit de Farul am Constanța. discutat mai de mult cu, am discutat mai de mult despre Farul Constanța, e nerelevant acum. Eu sunt aici, cred că știm cu toții ce avem de făcut. Da. Sunteți și asta aici vom pe face. Termen lung. Da, sunt, nu, păi nu prea mai in, da. Da. Bine, cel puțin următorii 15 nu, ani. Asta nu hotărăsc eu, da. Asta nu hotărăsc eu, da. Domnul, cu care nu a eu fost, care a fost momentul care v-a determinat să investiți la Rapid? A fost un moment, un declic, un ați gândit mult da, decizia? Nu, dintr-o, deci dorința mea de implicare în partea socială, în bazele sportive, mi era evidentă. Adică doream să fac oricum. Dar atunci am înțeles că, din punctul meu de vedere, v-am mai spus, mii de copii la sport nu îi aduci pur și simplu doar pentru că le arăți o minge. Trebuie să le arăți un vis. Teren unde trebuie, să... Da, trebuie să le arăți un vis. Și din punctul meu de vedere, atunci am realizat că cel mai bun vis posibil este Rapid. Da? Și atunci, dacă tot trebuie să aibă un vis copiii ăștia, pe atunci să fie un vis adevărat. Să fie un vis măreț, nu orice vis. Da, pierdem vremea, adică dacă tot ne-am apucat de ceva, hai să o facem bine. Da. Copiii dumneavoastră își construiesc acest vis? Da. Deci copiii mei iubesc fotbalul și din punctul meu de vedere, indiferent ce carieră vor avea în viitor, în mod cert, fotbalul va fi parte din viața lor. Da. În mod cert vor iubi fotbalul toată viața lor. Da. Și asta pentru mine e important să știu că toate investițiile astea vor fi continuate de cineva ulterior. Nu vor rămâne pur și simplu pe mâna oricui în clipa în care altcineva hotărăște că eu nu mai am ce căuta pe aici. Vă referiți și la partea de management, nu neapărat fotbalistic, normal la prezența normal lor? Normal că refer la lucrul ăsta. O să discutăm de zeci de hectare de terenuri care, știu eu, dacă n-ar avea iubirea pentru fotbal, poate ar avea, cine știe, ideea de a-l transforma în altceva și mi-ar părea foarte rău. Eu, din punctul meu de vedere, încep ceva care ar trebui să continue încă 50 de ani de aici încolo. Nu... Iar eu nu mă aștept să fiu aici în ăștia 50 de ani, mă cert. Cineva trebuie să continue ce am început. Nu? Deci... Dar îndreptându-se către fotbal, mă refer la copiii dumneavoastră, nu există pericolul ca ei să nu vă moștenească și să ducă afacerea mai departe? Pentru că dumneavoastră, practic, ați construit un imperiu care nu trebuie să prăbușească la un moment dat. Da. Știți cum spune englezul? We'll deal with that when we get to it. Când ajungem la ea, o vedem despre ce e vorba. Copiii mei se străduie foarte mult în zona sportivă și îmi place foarte mult să văd lucrul ăsta. Și sunt performanți și în zona de învățat, așa că nu văd o problemă aici de vreun fel. Ei automat au prioritatea absolută partea de învățat. Vă deranjează ca tată că la un moment dat pentru a lovi dumneavoastră sau pentru da. A atrage atenția? Da, mă deranjează. Da, mă deranjează. Și pe tine probabil că te deranjează. Rău. Da, da. Și pe tine cu Andreas probabil că te deranjează. Rău. Da, da. Nu, mă deranjează, sigur că mă deranjează. Da. Sigur că mă deranjează, dar ia, tot așa am stat de vorbă cu ei și le-am atras atenția. Trebuie să înțeleagă ideea de presiune. Asta e presiune. Da. Nu ești sub presiune? Nu existi. Da? Rapid înseamnă, în primul rând, domnule Șucu, dragoste, patimă, suferință în anii trecuți. Acum, odată cu venirea dumneavoastră și cu convingerea oamenilor că ați venit cu cele mai bune intenții la Rapid, toată lumea visează, dacă vreți, făcând o comparație, ca Rapidul să devină mai puternică decât a fost în era domnului Copos. E o presiune, vorbind dumneavoastră despre presiune, este o presiune pe dumneavoastră sau pentru dumneavoastră acest lucru, că lumea își dorește poate mult mai repede decât ați planificat dumneavoastră ca Rapidul să devină campioană, să câștige cupa, să fie o echipă în top 3 an de an? Părerea mea este că Rapidul este în top 3 acum. Da, aici... Și sportiv și financiar. Financiar și sportiv în același timp. Financiar în mod cert. Sportiv sunt convins că și acolo există. Dar nu știu eu să evaluez suficient. O să evaluez foarte
cum se spune, mult mai puțin, mai mult cu sufletul decât cu, că nu cunosc. Da. Da. Dar nu văd de ce ar exista o presiune suplimentară, la fel ca jucătorii de care vorbim mai devreme, toată viața am trăit sub presiune. Dacă vorbim ca afacere, ca economic vorbind, Rapid înseamnă, nu știu, 2% din ce fac eu din punct de vedere economic vorbind. 2%, adică a 50-a parte din ceea un ce fac. Un eșec n-ar fi un dezastru financiar un eșec, pentru dumneavoastră. Economic vorbind, un eșec n-ar fi neapărat, n-ar fi o problemă, dar nu asta e ideea. Deci nu, ca vizibilitate și ca și implicare, e cu totul și cu totul altceva. Deci nu, un eșec nu e luat în considerare. Nu există. Pur și simplu nu există, Robert. Indiferent cât ar costa succesul. Sumele nu sunt atât de mari încât să discut. Există destul de multe societăți comerciale în România care nu lucrează niciun fel cu statul, care lucrează doar cu publicul larg și care au cifre de afaceri foarte mari construite pe o bază temenică în urma unui 30 de ani de muncă. Nu sunt, economic vorbind, Rapid, nu este un cost foarte mare pentru cineva care are în spate o astfel de infrastructură. Da? Dar mai sunt cel puțin 30-40 de români care ar putea să, care dacă și-ar propune ca una dintre echipe să o preia și să meargă mai departe și să-și aplice metodele prin care au avut succes în alte domenii, ar transforma Liga, Superliga, într-una dintre cele mai puternice din Europa. Vă doriți? Da, mi-aș dori. Să vină oameni puternici la alte echipe ca să aveți cu cine concura? Mi-aș dori. Chiar dacă mi-aș asta ar însemna să fie un pic mai greu pentru Rapid să-și atingă. Mi-aș dori peste vreo 2-3 ani, nu acum. Dar care ar fi formula de a atrage oamenii potenți financiar către fotbal? Eu sunt convins că unii dintre ei așteaptă să vadă cam care e rezultatul implicării altora. Pentru că ei au cam dispărut în momentul în care s-au întâmplat lucruri, care s-au terminat, din păcate, după gratii pentru niște oameni care nu s-ar fi văzut acolo vreodată. Nu, trebuie să verificați puțin situația fiscală. Pentru că în perioada de care vorbim în momentul de față, fiscal vorbind, lucrurile nu erau conformate. Nu era o conformare fiscală coerentă. Erau niște taxe exagerate care impuneau, practic, într-o măsură mai mică sau mai mare, eludarea legii. Și într-o astfel de configurație, oameni de afaceri care toată viața au avut respect pentru lege, nu o să investească. Acum, din punctul nostru de vedere, fiscal vorbind, chiar și cu modificările care sunt făcute în clipa de față de la, și care vor fi aplicate de la 1 ianuarie, fiscal vorbind, condițiile sunt relativ stabile și coerente. A spus despre lumea afacerilor, despre fotbal și am văzut că este așa o polemică și sunteți catalogat de multe ori. Domnule Șucu, capitalist sau corporatist? Deci ideea de corporație nu mi-a plăcut și nu mi-a apelează în niciun fel. Ideea de ordine, în schimb, îmi apelează foarte mult. Deci noi, eu din punctul meu de vedere consider că ceea ce încercăm să introducem la Rapid este o atitudine antreprenorială, deci cât se poate de asumare de responsabilitate și posibilitatea de a reuși să ajungi la rezultatul respectiv, dar prin ordine, prin modul corect, coerent de a conduce treburile. Credeți deci, în responsabilizarea oamenilor? Ideea de corporație e o idee dificilă. Nu putem discuta în momentul ăsta la Rapid. Discutăm de cifre de afaceri de 10 milioane de euro. Despre ce corporație vorbim la 10 milioane de euro? Acolo încep de la 100, 200, 300 de milioane în sus. Poți să discuți despre o organizare corporatistă. Acum discuți practic de o organizare simplă. Și credeți în delegarea atribuțiunilor, nu? Oameni pricepuți, puși la locul lor, fără implicarea patronului sau doar cu o formă de a supraveghea lucrurile. Nu există variantă prin care, cel puțin la început, dar nu numai la început, nu există variantă de delegare de responsabilitate fără controlul delegării. Da?
Deci aici nu avem ce discuta. Nu se pune problema că în anul 2023 să te gândești că o persoană, că mintea unuia e mai puternică decât mintea la 20-30. E fără sens. Trebuie să ai o problemă la cap să te gândești la așa ceva. Dar într-o zonă preponderentă în care informația este esențială, posibilitatea de a avea 20 de oameni, interesul a 20 de oameni cel puțin, care să fie coordonat, care să fie aliniat și să meargă într-o anumită direcție, se poate face relativ ușor. Și asta e ceea ce încerc la Rapid. Încerc să găsesc oameni competenți și am găsit majoritatea deja oameni competenți cărora să le deleg o anumită zonă din conducerea Rapidului și care fiecare dintre ei să poată să-și raporteze mai departe ceea ce a făcut și ceea ce vrea să facă. Majoritatea vor face mai bine decât ai putea să faci tu. E fără sens. Pentru că ei se pot gândi 24 de ore numai la acel subiect. Pe când tu vei avea totdeauna o grămadă de alte lucruri de făcut. Așa ei fiind niște rotițe într-un angrenaj. Ei fiind, tu creezi un puzzle în care fiecare și are locul lui. Și mai grav este în clipa în care noi suntem latini. Deci noi avem tendința de a considera că cel de lângă noi nu face bine și poate facem noi mai bine decât el. Și atunci asta trebuie să înceteze, trebuie să fiecare să-și înțeleagă exact poziția lui și să facă ce cât se poate de bine, să se comporte ca și cum totul ar depinde numai de el. Asta se întâmplă în clipa de față. Se întâmplă deja în proporție de 80%, organizarea e creată, ea funcționează, da? Și funcționează, din punctul meu de vedere, zilnic mai bine decât ziua anterioară. Da, e puțin probabil ca să nu se vadă deja că lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine. Avem un moment că nu s-ar lucra în echipă la Rapid? În momentul venirii dumneavoastră? În general, dar nu e vorba de Rapid. În general nu se lucrează în echipă. În general, într-o lume latină, noi considerăm totdeauna că suntem mai buni decât celălalt. Chiar dacă încercăm totdeauna competențe. Să ne depășim propria noastră atribuție și să încercăm... E împărțirea puterilor într-o societate. Tu trebuie să ai grijă ca nimeni să nu-și depășească atribuția, pentru că dacă și-o depășește atribuția lui, intră peste atribuția altuia, încep scandalurile, încep divergențele. Cât v-au costat cele două baze și de ce dorința asta a dumneavoastră, fiind unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri, să investiți în sportul de masă, în niște baze care să le folosească copiii, să beneficieze și echipa mare de baza de la constructorul? De ce nu blocuri sau vile sau, nu știu, fiecare, un business profitabil? Da, fiecare dintre noi ne vedem prezența în societate în felul nostru. Da? Adică fiecare dintre noi, până la urmă, fiecare dintre noi beneficiem sau nu beneficiem de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Eu sunt unul dintre cei care am beneficiat. Sigur că am muncit pentru beneficiul respectiv, dar sunt unul dintre cei care am beneficiat. Eu, modul în care văd organizarea și implicarea mea în sport e relativ simplă. Deci eu văd 10 baze sportive în București și nu numai, și în alte orașe din țară, pe care intenționez să le construiesc pe toate, normal, din banii proprii, da? În care aș dori să văd între 3.000 și 5.000 de copii că fac sport în fiecare zi acolo. Da? Și asta e, din punctul meu de vedere, modul meu de a recunoaște societății ajutorul pe care l-am primit. Fără a fi un business. Dar astea înseamnă 10 de milioane. Înseamnă minim 20 de milioane. Dar nu e din punctul nostru de vedere, fiecare dintre noi trebuie să facem, în funcție de puterile noastre, ceva pentru societatea în care trăim. Nu mă aștept ca după ce le-am construit să mai trăiască să mai vin cu bani de acasă. Mi se pare normal ca ele să se autosustină. Dar dacă discutăm despre a le amortiza mai departe și de a face profitabilitate acolo, e foarte puțin probabil în acest moment. Nu este targetul pe care îl gândesc. Sigur, Ministerul de Finanțe îți cere o profitabilitate, pentru că altfel îți încadrează cheltuielile la nedeductibile fiscal. Noi intrăm, începe și îți adormim creditorii. Nu asta e ideea. Dar din punctul meu de vedere, eu văd această parte pentru sportul de masă. Automat, dacă ai 5.000 de copii care fac sport, este automat din aia 5.000 de copii vei avea niște sportivi care cu adevărat merită să meargă mai departe. Și atunci avem zona cealaltă de performanță, zona de elită, atât pentru juniori, cât și pentru echipa mare. Dar zona de elită este sub umbrela Rapid și pe cheltuiala Rapid. Deci zona de sport de masă este o chestiune de implicare socială și acolo copiii sunt
cu ajutorul nostru din punct de vedere al infrastructurii, dar sunt pe cheltuiala părinților. Da? Deci cam asta e ceea ce gândim. 5.000 de copii care fac sport, sub umbrela ideii de școala de fotbal rapid și mai departe elita de care discutăm și atât la partea de junior, cât absolut la, normal la partea de seniori. Toate cele de care vorbim în clipa de față sunt în sinergie. Deci nu poți să ai cu adevărat mii de copii care vin să facă sport dacă n-au niște modele. Da? Dacă nu văd atmosfera de pe teren, dacă nu visează să fie ei cei care stă acolo pe terenul ăla și care stă aplaudați de toată lumea și, da, și care sunt adulați de toată lumea, da. trebuie să ai niște modele. De aceea jucătorii noștri de la echipa mare sunt convins că își înțeleg cu adevărat responsabilitatea. Ei nu mai sunt deja publici. Prezența lor acolo este publică. Posibilitatea lor de a deveni un model pentru mii de copii e importantă. Și sunt convins că majoritatea o înțeleg. Și se comportă în conformitate cu această răspundere. Și asta e modalitatea de a atrage copiii către sport? Da, numai, într-o societate numai, în care ei fug de sport copiii. Nu mai pleci de la premiza când eram noi tineri, îți arătau un maidan și o minge și alergai până cădeai. Și visam să fim X sau Y. Nu mai e același lucru. Acum au în fața lor, au ecranele astea de toate feluri, telefoane, computere, iPad-uri, laptop-uri, au tot ce le trebuie în față. De multe ori nu mai vor să iasă din casă decât dacă le dai un vis. Trebuie să le dai în plus, trebuie să le dai un vis. Și eu am crezut că, de fapt, doar faptul că construiesc niște baze sportive se vor umple de la sine, nu? N-a fost așa. Asta voiam și eu să vă întreb. Nu se mai umplu de la sine. Investiți în bazele alea, dar visul? Nu, ele nu se umplu de la sine. Tu trebuie să poți să creezi și un vis în plus față de asta. Iar rapid, pentru toți copiii ăștia, trebuie să fie un vis. Da? Și va fi. Este deja. Și va fi din ce în ce mai prezent. Da? Pentru rapid, eu văd o probabilitate foarte mare ca viitorul să sune extrem de bine. Credeți că la un moment dat Academia poate fi un filon pentru echipa mare? Evident că trebuie. Acum dacă vorbim doar economic, Academia propriu-zis, ce vorbim noi de zona de elită, costă în jur de 1 milion de euro pe an. Ea trebuie să producă. Până acum ne producând. Deci e greu să pui de la zero, adică când de la zero trebuie să investești. Da. În următorii câțiva ani de zile, ea trebuie să producă minim un jucător, doi jucători de echipa mare. Care ulterior da. Să fie și vânduți. Care ei mai departe să fie cei, poate, nu știu dacă îi vinzi, dar neapărat nu te mai costă alți bani. Adică să beneficieze prima echipă de ei. Să beneficieze, adică Academia nu numai că trebuie să fie în primele trei din România, dar ea trebuie ca și rezultate. De ea trebuie să producă mai departe și unul, doi jucători cel puțin pe an pentru echipa mare. Da. Mulți patroni spun în felul următor, domnule Șucu. De ce să dau eu 1 milion pe an, următorii 3, 4, 5 ani și hazardul să aibă un rol important, că poate nu iese niciunul? Și de ce să nu mă duc la nu știu ce echipă din provincie să dau 500, 700, 800, 1 milion și să iau unul care deja a jucat pe la divizia A, a debutat, unul gata format? Le poți face pe amândouă. Le poți face pe amândouă. Trebuie să ai, cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât ai mai multe șanse să prevalezi. Dar ideea este să dai posibilității zonei sportive să aibă cât mai multe opțiuni. Tu pe partea economică îi creezi zonei sportive cât mai multe opțiuni ca să-și managereze treaba bine. Ce se întâmplă la Gică Hagi poate fi un model și pentru noi? Până la un punct. Da. Premizele pe care le abordează domnul Hagi sunt legate și de circunstanțele concrete care sunt în clipa de față la FAR. Noi avem și lucruri mai bune decât acolo, din punctul nostru de vedere. Noi avem o bază de fani incomparabil mai puternică decât ce are dânsul. Și este normal ca această bază de fani să ne sprijine și să nu ne forțeze neapărat dacă reușim să cumpărăm un jucător de bună calitate, să fim neapărat obligați, da, să trăim din veniturile din vânzările de jucători. Ce te-a făcut, Victor, să te alături Rapidului într-o perioadă care nu era mai nimic la club, nu să întrezărea așa, probabil doar în proiectele tale sau în discuțiile cu apropiații, cu cei care
te-ai gândit să vii la Rapid. Nu părea nimic să ducă spre bine și totuși ai făcut pasul. Nu e chiar așa, nu. Deci cine m-a convins a fost Daniel Niculae, dar asta mai spus-o de atâtea ori. Deci încă ne cunoaștem, îl cunoșteam de dinainte și m-a convins, a încercat să mă convingă și am mai spus și asta de atâtea ori. De fapt, galeria m-a convins, m-am uitat după ce mi-a propus Daniel să vin, să investesc atunci la Liga 4-a. Prima oară am spus nu și după aia am văzut meciul dintre Rapid și FCSB. Pe Arena Națională. Mă rog, Rapid și Steaua, pardon, că acum, dintre CSA. Și pe Arena Națională, da? Cu aproape 40.000 de oameni. Record. Spune, nefiind rapidist. Nefiind rapidist, da. Așa e ușor, apar toți. Lucian, bă, prietenul nostru, întotdeauna încearcă să te pună bine cu suporterii, știi? Nu, că am declarat de atunci, nu. Da, ai spus-o de la început. Am zis că eu eram rapidist înainte, am văzut acel meci, m-a impresionat ce a putut să facă galeria și oricum clubul în general și după aia a doua zi, chiar din seara aia am scris lui Daniel și a doua zi am zis ok, hai să vedem cum facem să preiau, să intru și eu. Te-ai contrat vreodată cu domnul Șucu? Adică să aveți contradicții? Opinii diferite? Am opinii diferite, am avut, dar nu ne-am contrat niciodată, pentru că am stabilit niște lucruri de la început și cred eu că ne-am și nimerit amândoi de pe. Suntem niște oameni care când spune ceva, așa facem. Ne-am împărțit, să zic așa, ariile la Rapid, fiecare de ce se ocupă și cum se ocupă și de ce este răspunzător, inclusiv cu Daniel Niculae, pentru că vorbești de mine și de Dan Șucu ca și acționar, dar Nico este președintele clubului și este tot timpul implicat cu noi. Și atunci, în momentul în care am decis că domnul Șucu e pe partea administrativă, pe partea de juniori, în momentul în care am decis că pe partea sportivă sunt eu, Daniel Niculae și așa mai departe, așa a funcționat de atunci. Normal că am avut câteodată anumite păreri, dar le-am discutat. Nu m-am certat niciodată, n-am avut niciodată o ceartă sau o răfuială nici cu Nico, nici cu domnul Șucu, pentru că cred eu că avem foarte bine structurat cine și cum se ocupă și avem încredere unii în alții. Adică sunt convins că Dan are încredere și în Nico și în mine că ne ocupăm foarte bine de partea sportivă. A spus că încrederea pentru dânsul. Tocmai ați văzut ce v-am zis pe partea administrativă, cum aș putea eu să mă duc? Normal că și eu spun că și eu vin din business și spun, uite, poate ar fi bine să facem asta aici. Cu niște argumente, niște normal, dar, la final, dar decizia care mai multă, adică are mai multă, cum să spun eu, are atâția ani în fața mea de management, da, că sunt mai tânăr, de top. Încât în momentul în care, să zicem, că eu aș spune ceva, el ar zice, tot timpul zic ok, dar dumneavoastră știți mai bine, pentru că așa e. Da. Și atunci, dacă ține cont de sfatul meu bine, dacă nu, pentru că știu că e mult mai binele experimentat, duce spre binele clubului, la fel și pe partea sportivă. Tot timpul când am vorbit să aducem un jucător sau că a fost, nu contează, să plece un jucător, să vindem, orice a fost pe partea sportivă, să nu înțelegeți că tot timpul vorbim cu Dan și tot timpul și Dan vorbește cu noi pe partea administrativă, dar la final deciziile au fost luate așa cum am stabilit la început. Și cei care să pricep mai bine pe bucățica lor. Dar capitalul ăsta de încredere pe care vi-l acordați în acest triunghi, domnul Șucu, Victor Angelescu, Daniel Niculae, într-o ordine aleatorie, crezi că reprezintă cheia succesului la Rapid? Faptul că aveți încredere totală unul în altul? Cred că, sigur, e măcar o parte din cheia succesului, pentru că pentru asta nu putem să luăm meritul, în principal meritul fotbalistic al lui Cristiano. Mai e un departament de scouting care îți prezintă niște jucători buni să puteți să luați voi decizia. Departamentele celelalte. Exact. Totul. Și până la urmă... Cred că eu oamenii văd și o chestie foarte importantă că noi avem această structură și cred că funcționează foarte bine. Da. Fără un antrenor bun, fără o echipă, fără jucători, exact. fără departament de scouting, fără departament de marketing, fără departament social de media. Social media tot. Care mai atrage, promovează. Exact. În momentele când eram vreo 6 sau 7 ani cu toții strânși într-un birou și încercam să facem lucruri la Rapid, ți imaginai totuși că într-un timp atât de scurt se vor arde niște etape și vom ajunge unde suntem acum, evident și cu marele tău merit, fără să te perii, dar... Sincer, da. Chiar, credeai că așa da, repede vom arde etapele? Altfel de ce aș fi venit în acel moment, pentru că era... Eu am venit exact când s-a terminat Liga 4-a, după meciurile de baraj. De ce aș fi venit atunci? Pentru că chiar credeam că pot să ajut ca Rapidul să revină Liga 1, să fie o forță. Și cu Nico când vorbeam, și el credea asta, și Pancu la vremea respectivă, toți care au fost tu, cred că toată lumea care a venit în proiect
Poate toți visam la treaba asta. Visam la treaba asta, asta e clar. Poate am făcut-o mai repede decât ne așteptam. Până la urmă am avut o singură sincopă, un an în plus, să zicem, de Liga a doua, în care am rămas, în care nu am reușit să promovăm odată, dar în rest cred eu că mă așteptam, poate s-a făcut un pic mai repede și mă bucur că am reușit să o facem cât se poate de repede. Acum să ne bătem și la titlu, nu știu dacă mă gândeam atunci că în 6 ani, în 6 ani o să ajungem să ne bătem pentru titlu, dar înseamnă că am făcut cât de cât, toată lumea care a fost implicată a făcut pașii corecți. Dar în perioadele alea când erai singur, te-ai temut vreo clipă, mai ales în Liga a doua, că nu poți duce, pentru că deja începea să crească numărul de angajați, deja începea să crească pretențiile fotbalistice. Salariile, și automat la un fotbalist bun trebuia să-i dea un salariu mai... Adică creșteau exponențial și cheltuielile. Și tu ai fost o perioadă singur. Da. Am avut chiar și atunci, ca să zicem adevărul, am avut fondul de investiții atunci APS pentru o perioadă care aveau și ei jumătate, deci n-am fost, să zicem, chiar singur. Am fost o perioadă cu fond, o perioadă a fost cel de la practic, domnul de la Kia, care era... Fondul venit tot la insistențele tale și pentru tine. La insistențele mele, dar acum vorbesc din punct de vedere financiar, da. Trebuie să adică zicem adevărul. Povara asta a finanțării, da, Rapidului, adică am ținut nu era tot exclusiva 50%, ta. Exact, n-a fost exclusiva mea. Normal că eu i-am adus pe cei din fond, eu i-am propus că eram acolo, dar... Povara a fost împărțită și cred eu că, da, noi eram pregătiți, tu știi mai bine, Lucian, am avut un an în care am ratat Liga 2, am rămas, a trebuit din nou să avem un buget bun pentru a încerca să promovăm. Normal că și dacă, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, am fi rămas, pentru că deja investițiile erau făcute. Erau. Și, plus, pe lângă asta, tot timpul am avut în minte că în momentul în care Rapidul va reveni la Liga 1, sigur cineva, cum s-a și întâmplat, și a venit, mă bucur foarte mult că eu și Daniel Nicolae am reușit să-l convinge pe domnul Șucu să vină să intre. Eram sigur că cineva va veni și va ajuta și vom putea duce Rapidul mai mult, mai sus, ca să zic așa, pentru că Liga 1 e altceva față de ligile inferioare, chiar dacă eram noi Rapidul. Dar era clar că trebuia să facem cumva să ajungem din nou în elită și da, am fost pregătiți pentru asta, cred că... A fost și greu, dar până la urmă era ceva ce ne-am preconizat. Tot timpul, de la bun început, când au început să crească cheltuielile, tu ai fost practic 50%, nu? Da, da. Ulterior, odată cu venirea domnului Șucu, ai rămas pentru doar că cu... Când am anunțat acum câteva luni când s-a făcut majorarea de capital, am fost tot timpul cu 50% și când eram cu fondul și înainte și când a intrat prima oară domnul Șucu și... Știi că domnul Șucu îți spune doar acționar, nu spune acționar tot minoritar timpul, sau... Tot timpul, în toate discuțiile, domnul Șucu așa, colegul meu acționar. Da. Tu ai spus că la început n-ai vrut, ai mers la un meci și imediat după meci ai dat mesajul lui Nico că te alături proiectului și a povestit și Daniel Nicolae că s-a rugat ceva împreună cu tine... De domnul Șucu. Da. S-a lăsat atât de greu domnul Șucu? Nu poți să zici că s-a lăsat atât de greu. Pentru că mai întâi am avut o primă colaborare, dacă nu știu dacă mai țineți minte, s-a scris la vremea respectivă, am avut o colaborare pe copii și juniori. Domnul Șucu cumpărase baza Coresi și, după cum știți, copiii lui fac fotbal și... Prima oară când ne-am văzut, mai ales cumpărase baza și noi ne antrenam acolo, am vorbit despre o colaborare pe partea de copii și juniori, pentru că dânsul era foarte interesat. Fiind și implicat fiind direct și, prin exact, cei doi copii ai cei doi copii, era interesat de partea asta foarte mult. Și acolo nu. Adică acolo a fost o discuție foarte rapidă în care dânsul a zis că cum să nu, chiar își dorea să facă chestia asta. Vrea să ajute și fotbalul de masă, să facă mai multe proiecte. N-a avut, după cum ați văzut, a luat și constructorul, dar pe lângă asta, nu știu dacă trebuie să spun, sper că a spus el să nu cumva să-l dau în bileag, să zic așa, dar planifică să cumpere foarte multe baze și în alte orașe. Și a spus în țară, că vrea spus, țară, chiar la noi la emisiune exact, a spus. Să dezvolte, că... eu nu mă uit după tot ce a spus, dar vrea foarte mult să investească în ce înseamnă copii, juniori, fotbal de masă, ce înseamnă sport în primul rând și mai ales prin fotbal, pentru că copiii lui sunt pasionați. Am mai spus un lucru care mie mi s-a părut interesant la momentul discuției cu domnul Șucu. Suporterii Rapidi și colegii mei pot sta liniștiți pentru că bugetul ăsta pentru dezvoltarea fotbalului de masă este separat. Da, asta a fost făcută, este
proiectul dânsului și cumva separat de... Exclusiv al dânsului și nu afectează, da, practic, exact, în niciun fel implicarea domniei sale la, la Rapid. Ne aduce niște beneficii, că totul... Clar, e, că așa, da, din mii de copii care... Exact, care o să ajungă, sperăm noi, destul de mult să vină la noi. Iar în centru va și avea să prima la opțiune la, da, la, referitor clar, la selecție. Da. Păi nu, e în primul rând e școala de fotbal Rapid, deci normal că vom avea, nici nu se pune problema. Dar nu, pentru partea asta a fost ușor. După aia, pentru a veni în acționariat și a, chiar a intrat la Rapid cum a intrat, normal că a trebuit un pic, hai să zicem, nu neapărat greu, dar l-am adus la meciuri, am arătat ce înseamnă Rapid. Ușor, 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 ușor. Tu trăind pe pielea ta, exact, nehotărât, când ai văzut galeria, ai zis, exact, gata, bă, vin. Adică domnul Șucu mergea și urma aceeași pași făcuți de Victor. Da, dar... Care Victor a fost convins și... L-am adus la meciuri, a văzut ce înseamnă un derby, a văzut ce înseamnă galeria, a văzut ce înseamnă cum ne desfășurăm și nu pot să spun că după câteva, după mai multe, după vreo 2-3 meciuri și momentul în care știu că chiar m-a sunat și zis Victor, ok, hai să vedem cum facem să intru, hai să vedem prima oară. Și normal că după aia a mai ținut, poate a apărut mai mult, dar au ținut până s-au făcut actele, până când am cumpărat acțiunile de la fond, până când le-am vândut către Dan și așa mai departe. Dar știam de mai mult timp că o să intre, nu pot să spun că s-a lăsat greu, dar normal că trebuia cumva noi și noi să arătăm ce am făcut până atunci, ce înseamnă clubul și să un audit, să vadă aceste probabil, lucruri. Un audit, să facă... Este unul dintre cei mai importanți antreprenori din România și cred că și a trebuit să verifice și el că tot ce spunem noi este ok și a fost ok, a intrat și cred eu că a fost de foarte bună. Robert, dar știi ce e interesant făcând o paralelă? Domnul Șucu a venit, după ce a fost convins, a venit la Rapid și a pătruns direct în lojă ca un lord. Da. Victor aici de față, om de business. Când a intrat la Rapid, îl vedeai și cu noroaiele până la genunchi. Păi da, era Liga 4. Da, da, și Liga 3. Liga 4 acum, auzi, și domnul Șucu să vrei să-l duci în noroi acum, nu prea ai pe unde. Sunt stadioanele noi, infrastructură mai peste tot. Da, adică da, e vorba de perioada care a prins-o Victor. Victor a ajuns și pe la Borcea și pe la Făurei. Să juca prin divizia B sau nu știu unde. Pe la unde era terenul ăla, depășteau vacile și cu noroi tot timpul, cu un gard în spatele. La Borcea, deci n-aveau tribună. Aia erau, aia era... Am stat pe afară să vedem meciul. La... A, și la Cernavodă, când s-a jucat cu stadionul închis de la Rasele, cu tractorul. Da. Și am stat în galerie, ai stat și tu, te-ai trezit și tu cu o sticlă de vodcă în mână. Da. Și era acționarul Rapidului. Da, ai avut vreodată, știi cum, românul, în general, indiferent că e vorba de business sau... Domne, să fiu eu ăla cu, să am un pic în plus, să am eu 51 sau... Nu, că nu, până la urmă tu vii la Liga 4, ții echipa asta, o duci la un nivel... Și zici, bă, m-aș bucura să vină unul lângă mine. Dar tu devii minoritar. Chiar dacă tu erai cu 50%, dar ceilalți erau cei Eram total pregătit, pentru că nu îmi stă în fire. În primul rând vreau să fac parte, și m-am vrut tot timpul să fac parte într-un proiect al Rapidului, în care Rapidul e campioană și e cel mai importantă echipă și an de an, dacă nu câștigă titlul, se bate, merge în cupele europene. Și este foarte simplu. Dacă aș fi avut sute de milioane de euro, dar nu am atât de mulți bani. N-ai sute. Aș fi făcut-o poate singur, dar nu e era normal atâta timp cât Dan pune mai mulți bani să aibă procente mai multe. Poate la alte cluburi nu e normal, dar mie mi se pare că în business să fii fair tot timpul. În business am fost fair față de parteneri, față de oamenii cu care am lucrat, am un nume. Și atâta timp cât așa mi se pare normal, nu am de ce. Pentru mine, că dacă am 50, 60 sau 20% din Rapid, e mai puțin important decât să văd Rapidul cum e acum, că ne batem la titlu, Doamne ajută să mergem în cupele europene, Doamne ajută să-și câștigăm titlu, cupe și așa mai departe. E mult mai important pentru mine acest lucru decât să fie avut 51% și, nu știu, să mă chinui să conving pe cineva, că cum aș fi putut să conving pe cineva, că eu am majoritar și îl pune mai mulți bani. Pune era mai nevoie mulți de mai bani și eu sunt majoritar, da? Nu, cred că puteam, nu aș fi putut, nu pot să propun așa ceva, eu n-aș fi acceptat-o, nu văd de ce alți oameni ar fi acceptat-o, nu e corect. Chiar dacă eu am venit și am ajutat de la Liga a 4-a, de la Liga a 3-a... Practic, proiectul ăsta a crescut cu tine și cu banii atrași de către tine. Corect, cu parteneri serioși de afaceri și pe banii business-ului. Nu se oprește când am ajuns la Liga 1. Corect. Corect, adică era ce puteam, să țin Rapidul și să fim tot timpul la jumatea clasamentului? Puteai, că sunt N cazuri, să fi dorit dintr-o bucată mediocră să ai tu bucata mai mare decât dintr-un tort de nuntă frumos să ai bucata mai mică. Mai bine să ai mai mult din ceva mai mare. Mai puțin din ceva mai mare. Așa cred eu. Iar pătrunderea la prima ligă n-a fost un capăt de drum.
la Rapid. Adică a fost o țintă atinsă. Un obiectiv și intermediar, ajungem exact, acolo exact, și de aici vrem mai sus. Mai adevărata sus, la nivelul performanței mă refer, că mai sus de Superliga nu se poate. Dar da. Am promovat, vrem play-off-ul, vrem primele trei, vrem campionatul sau ceva vrem progresiv. Noi și da. Vor sutele de mii. Și care... să știi că în principal, când am spus, poate am zis-o acum foarte mult din perspectiva banilor, dar am mai spus-o în mai multe emisiuni, normal că s-au investit foarte mulți bani și n-au investit foarte mulți bani, dar el a adus și ceva pe lângă bani în plus. De-aia sunt atât de bucuros că am reușit să-l convingem și eu și Nico să vină, pentru că Dan Șucu, în primul rând, este un manager extraordinar. Cel puțin pe partea administrativă este mult mai bun decât orice om din business pe care îl cunosc. Ai de învățat? Și eu am lucrat, am de învățat o grămadă. Eu am lucrat în fonduri, am lucrat în firme multinaționale. Dânsul este, dacă nu cel mai bun, sunt convins că nu-i cunosc pe toți, ca să nu, unul dintre cei mai buni oameni care știu să facă o firmă să funcționeze din punct de vedere administrativ. Chiar dacă n-are Rapidul nicio legăție, s-a schimbat enorm. E denumit domnul Șucu, și l-am întrebat și pe dânsul, corporatist. Tu lucrezi zi de zi cu dânsul, aveți întâlniri săptămânale pentru binele mers al lucrurilor. Ești unul dintre oamenii care, din punct de vedere al business-ului și ca omul, cunoști cel mai bine. Și vii, chiar dacă ești partenerul dânsului, și spui, bă, e cel mai bun. Lucrează ușor cu... Știe, chiar dacă vine de la mobilă, cum zic unii răutăcești, domne, ce caută ăsta de la mobilă în fotbal? Da. Dar nu vorbim de partea sportivă, partea unei companii administrative. Da, de organizare administrativă. Și aici este meritul normal. E meritul echipei, pentru că în spatele domnului Șucu, în spatele meu, în spatele al lui Nico, care e președinte, e o întreagă echipă. Deci nu e, dar inițiativa și ceea ce am, schimbările care s-au întâmplat de când a venit Dan Șucu, cel puțin pe tot ce înseamnă administrativ, adică vorbim parte de ticketing, de fanshop, de administrație pur și simplu a business-ului. Nu vorbim acum de partea sportivă, de vânzare, de cumpărare de fotbaliști, transferuri, cum joacă echipa. Tot ce înseamnă brandul Rapid, tot ce s-a făcut în ultimul timp și cum suntem în momentul de față sponsori, din punct de vedere sponsori, marketing, social tot ce media. S-a făcut social media este mult, mult mai bine decât înainte să vină. Adică este un plus în afară de banii clari pe care domnul Șucu i-a investit, cum ai spus tu, în baze și în Rapid. Lucrurile astea care merg la oameni. Da. Know-how sunt... este la fel de important. Clar. Adică putea să vină cineva, poate, care avea bani, băga bani, dar nu și avea atât. Acest know-how. Și atât. Da. Nu eram la fel de bine ca acum. Adică, Robert, nu există doar echipa de pe teren, într-o bulă, căreia îi se oferă tot și restul nu contează. Trebuie să ai un departament întreg în spate. Nu, dar eu... sunt oameni care au băgat bani și știm și acum, au băgat foarte mulți bani în fotbal și unde au ajuns cluburile. Deci nu e doar la cineva anume, sau? Nu, dar aveți voi exemple nenumărate, nu? Corect. Nu, da. Tot clubul crește și tot clubul arată frumos. Eu vorbesc cu foarte mulți colegi și din presă și de la alte cluburi. Îți dau cuvântul meu, nu dau calde că e vorba de Rapid. Bă, toată lumea ne admiră. Și adversarii care sunt încrâncenați pe teren, Craiova, ne-am bătut la propriu lângă vestiare. Dar oamenii din spate, bă, cum faceți? Bă, voi aveți o armată întreagă. Bă, realizați. Băieții de la Dinamo, îmi spun. Bine, Dinamo e într-o prăpastie, dar ca idee. Deci la Rapid s-a construit pe toate fronturile. Ai sperat, Victor, odată cu cooptarea domnului Șucu, Rapidul să devină un model de succes și pentru alte lucruri? Da, asta zic că chiar mă bucur, pentru că nu aveam business-uri comune, dar știam dinainte pe domnul Șucu și știam ce business-uri are și ce face și cum e văzut din punct de vedere business, în piața de business, da? Nu piața de fotbal. Și vreau neapărat, tocmai pentru că știam că are acest know-how care ar ajuta pe lângă banii cu care a venit la Rapid și aveam nevoie de un partener puternic, de acest know-how și de ce a făcut pe partea administrativă. Și de asta spun că faptul că a venit nu e doar din punct de vedere a venit și a pus niște bani. Da. Da? Am văzut mulți patroni, mai ales cei vechi, plus am auzit. Au venit cu niște bani nu și gata. Nu vreau să bag bățul prin gard, dar avem un patron care e și Rapidist, și fost patron de echipă care e Rapidist și are foarte multe comentarii în ultimul timp. Te refer la domnul Iancu, că o spun eu direct. Da, mă refer clar la domnul Iancu. Te-au deranjat atacurile domnului Iancu în vreun fel? Nu mă deranjează, pentru că fiecare, mai ales dacă ești Rapidist și chiar îl cred că e Rapidist, fiecare are opinia lui. Dar e o diferență de la ce își până la pământ, nici n-ar trebui să aibă dreptul să vorbească. Adică un om care n-a realizat nimic, nu a îngropat un club, a făcut datorii la clubul ăla de zeci de milioane, nu cred că are vreun succes, nu cred că a câștigat vreun campionat, nu cred că, nu ce știu eu, nu. Da? Sportiv, nu.
să vii și să comentezi la ce se întâmplă la Rapid, pentru că nu face, de fapt, toate comentariile, dacă stai să vezi, este că cumva nu face cum ar crede. Toate sunt negative. Da. Păi nu vine și da, da, dacă n-a câștigat doar nimic, 5, da, că ați investit puțin. Eu spun, ați vândut. Da. Este o prostie să crezi că pe termen lung asta s-a întâmplat cu clubul lui, spui eu ce s-a întâmplat, nu numai lui, tuturor patronilor care nu vor să accepte. Un club care la un moment dat nu ajunge să se susțină singur, va muri. Nu contează cine este și câți bani are. Indiferent cât bani injectezi deci, în clubul ăla. Oricât de mulți bani ar băga domnul Șucu, Gigi Becali, nu contează cum se numește. Dacă clubul ăla la un moment dat nu ajunge să se susțină din surse proprii și să nu mai trebuiască să ia bani de la un investitor sau de la un patron, acel club la un moment dat va muri. Pentru că câți bani va băga, ați dus și la Gigi Becali și nu duce la nesfârșit. 10, 20, 30, Neluțu Varga, la un moment dat zice stop. Bă, gata, că mi-ajunge, am 50 de milioane pe minus, am 100, am, n-ai cum. Clubul ăla, suporterii trebuie să vrea, asta e o tâmpenie venită din comisie, nu vrei, suporterii trebuie să vrea ca clubul să producă bani. Da. Nu corect. Să vină investitorul clar, nu să vină ăla să semneze el ordin de plată încă 2 milioane. Da. Că ăla adică într-o zi este, zice, nu mai semnez. Asta este, de fapt, ceea ce vrem să creăm, pentru că nu suntem acolo. Da. Iar, aud, repet, am auzit foarte mult din ce a spus domnul Iancu, păi, dacă punem investițiile în bază, domnul Șucu a băgat mai mulți bani decât a băgat el. Da, cât a băgat domnul Iancu în toată perioada la Timișoara? Da, păi îmi pare rău, dar doar bazele, cele două baze fac peste 10 milioane de euro. Pe lângă asta s-au băgat mulți bani în Rapid. Dânsul are băgați, cred că, minim 7-8 în Rapid. În afară de baze. Deci sunt 18 de milioane de când a venit. Da, dar domnul Iancu vine și spune, aia domnule, lăsați-mă cu vrăjeala asta corporatistă, că au promis transferul, l-au vândut pe Rare și Ilie, bă, ăștia mai mult scot decât încă bagă. Încă o dată, acești bani sunt pe plus față de toate transferurile pe care le-am încasat. Deci acești bani de care spun eu plus, banii pe care i-am pus eu vreo 4 milioane, sunt pe plus. Firma are capital social 10 milioane de euro, 50 de milioane de ron, care... E clar, adică asta o vezi oriunde. Plus bazele alea au făcut 10 milioane de euro. Sunt 20 de milioane de euro plus minus, dacă nu mai mult băgați la Rapid, de majoritatea sau foarte mulți, 15, 16, domnul Șucu, restul de mine. Da? Nu e, e negru pe alb. Adică asta, repet, e mai mult ca să-și facă porabil reclamă. Iar să vii să spui că, păi eu, de exemplu, când a venit dânsul, cum am făcut, păi da, tu ai dus clubul, adică tu de fapt ne spui să facem ce, să ducem să ajunge exact ca Poli Timișoara, nu mai există. Da, zice, domnule, eu când m-am dus acolo am cumpărat o echipă întreagă cu Olăroiu antrenor. Niciodată nu am face așa ceva, nu văd de ce am face-o, pentru că un club, deși în următorii ani, mai ales că știu planurile noastre, vrem să ajungem în cupele europene, vom băga mai mulți bani. Și eu voi mai băga și domnul Șucu. Vor crește investițiile în fiecare an la Rapid. Dar e clar că avem un plan ca la un moment dat acest club, când ajungem în cupele europene, când vom crea, când avem această academie și va crea jucători, acest club va trebui la un moment dat să fie de sine stătător. Și chiar dacă sunt eu, domnul Șucu sau oricine altcineva, el știm, atunci abia știm că Rapidul nu se va mai întâmpla. Rapidului, pe înțelesul tuturor, să nu mai veniți voi cu bani de acasă. Și să nu mai depindă. Pentru că dacă la un moment dat, dacă clubul funcționează și produce profit sau măcar e pe zero, atâta timp cât nu vrei să mai pui bani, nu contează că nu mai vrei, că nu mai ai, nu contează. Ce Rapidul este, în momentul în care Rapidul se autosustine, atunci știm că nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat pe vremea domnului. Deci, managementul domnului Iancu nu poate fi niciun fel un model pentru voi la Rapid. Niciodată, dar am spus-o, nu știu, mă rog, că sunt aceleași declarații, niciodată, pentru că noi cred că asta ne dorim și sunt convins, vrem să fim un Rapid care în momentul când va fi creat și este creat în acest model, să fie un model pentru toată România, cum ar trebui făcut business-ul și pe lângă asta, toți rapidiștii să fie siguri că acest Rapid va fi sustenabil zeci de ani de acum.